11 și 36 de minute, ascultați Radio România Actualități, era să prietenii de la 10, intre puțin la apă sau uh, stăm pe marginea bazinului și lăsăm mai degrabă pe Robert Glință să pă, intre puțin la apă, pentru că acolo este în elementul lui. Bun venit la prietenul de la 10. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru Bine invitație. revenit, Robert. Cum e pe uscat? Uh, e bine, <laughs> doar că nu stau foarte mult pe uscat, să nu mi se usuce foarte tare să Tot din apa am venit la aici, la dumneavoastră. <laughs> și dacă tot ai venit, uh, curiozitatea mare este care este cea mai nouă medalie de pe raftul de acasă. Cea mai nouă medalie achiziționată a fost din circuitul nou introdus de către FINA, etapa din Budapesta, am notat doar proba de 50 de metri spate, unde m-am clasat pe locul al treilea, cei drept din, din patru, deci am obținut medalia de bronz. E un format nou nouț în care participă doar pe bază de invitație cei mai buni patru sportivi de la fiecare probă la nivel mondial, cei care acceptă de sigur invitația din partea FINA. Așa că uh, competiția este extrem de puternică. Dar fiind un format nou, să se pe uh, de, de, în decurs la două zile uh, și o probă uh, una după alta foarte, foarte repede, uh, foarte mulți au notat uh, o probă una după alta și nu a fost în cea mai bună formă, desigur. <laughs> Uh, nici eu nu mai simțit simțit la de bine, de aceea am obținut doar medalia de bronz. Pentru că Deși, și eu vreau dacă în stăm să ne uităm la CV-ul tău, cum, cum se spune, la istoric, la parcurs, uh, nu prea a fost așa de greu și de dificil. A fost într-un fel în elementul tău, dar dacă tu zici că a fost mai greu, uh, nu prea s-a văzut. Nu prea s-a văzut, desigur. Până la urmă a fost o probă de 50 de metri. E vorba doar de competiție și uh, acest factor de noutate. Și uh, vine vara încotro în not. Vine vara, mai avem a trei etape din acest circuit, care se va ține la Indianapolis, în Statele Unite. După care, noi practic am intrat deja în linie dreaptă de pregătire pentru campionatul mondial din Gwangju, din Corea de Sud. Practic, acesta este obiectivul nostru principal de anul acesta, pe termen lung fiind, bineînțeles, Jocurile Olimpice de la Tokyo. Robert, uh... Până la urmă, cred că ești într-o poziție favorabilă. Te duci la, ca invitat în, la radio, probabil că dai și interviuri în presă. Ai, într-un fel, această apariție strălucitoare acum. Dar, de fapt, ce se ascunde în spatele succesului? Câte ore de antrenament? Cum arată o zi din viața ta? Uh, pentru mine e, e destul de simplu. M-am transformat într-un oarecare roboțel, așa, pentru că fac totul la liniuță, fără să comentez prea mult, pentru că asta e viața la care m-am adoptat și chiar uh, uh, îmi dau tot interesul și fac acest, acest lucru cu entuziasm. Mă trezesc dimineață, am antrenament, uh, de la ora 9 de regulă până la 10.30-11, după care mă întorc, am... Uh, Mesele le-am le -am foarte bine organizate la aceeași oră în fiecare zi cu un meniu uh, dat de un nutriționist care uh, colaborează practic și cu antrenorii ca să știe cum am antrenamentele și care aport energetic în fiecare zi ca să mănânc ce trebuie, uh, de asta nu trebuie să fac nici mofturi la mâncare și chiar nu fac după care odihna din, dintre antramente și al doilea antrament de la ora 4, pregătirea fizică pe uscat sau uh, antrenament în apă până la ora uh, 5 și jumătate, maxim 6, după care cina, probabil și masaj. Știi, te-am te -am ur te urmărit cu atenție și cred că până la urmă ai pariat aproape totul pe cartea aceasta notului. Uh, N-am regăsit în această descriere nicio clipă școală, ai renunțat la școala din Statele Unite? Uh, am renunțat la școala de din ce? Stat, Statele Unite. Uh, practic, povestea este foarte lungă, dacă a să vă zic pe scurt este. Uh, nu am rezonat cu mediul de acolo și pe termen lung am simțit că îmi pierd foarte mult din potențialul pe care l-aș putea uh, să-l exploatez dacă aș veni în România, cu uh, unde aș dispune de atenție în proporții de 100% a unor oameni profesioniști. Și părinții tăi au fost de acord? Părinții mei au fost, au fost de acord. Nu a fost o decizie ușoară pentru că am renunțat la totuși la o bursă de 70.000 de dolari în Los Angeles. Iarăși, nu, nu vreau să fac reclamă proastă Americii pentru că este un loc, un loc extraordinar. O, echipa a fost minunată, însă nu am fost în același ton cu dorințele și aspirațiile mele, care nu. Uh, m-am simțit satisfăcut de acel mediu și de aceea am luat această Știi decizii. că America, să ajungi acolo, să ai o bursă uh, la Los Angeles, ăsta este un vis la care aspiră foarte mulți tineri uh, din întreaga lume, nu numai din, uh, din România. Care a fost lucru care te-a deranjat cel mai tare acolo? Uh, cred că a fost, a fost vorba de partea aceasta profesională. I am știut că școala a fost întotdeauna pe primul loc și clar am acceptat uh, acest, acest lucru, însă Uh, cred că motivul principal a fost uh, faptul că uh, interesul și toată concentrarea lor în pregătirea noastră a echipei uh, se face în jurul sezonului lor. Uh, având niște campionate naționale universitare între universități pe plan uh, național acolo în America și iar uh, în, a, în afara acestui sezon, chiar dacă doresc să mă antrenez pentru campionate europene, mondiale sau jocuri olimpice, eventuale jocuri olimpice, unde aceasta este dorința mea de afirmare internațională chiar dacă eram foarte bun pe plan național, uh, nu se mai investea același gen de interes și de efort în pregătirea a noastră sau a mea în particular fiind uh, internațional. Când spui Los Angeles, care este întâmplarea pe care o ai în minte și pe care nu o poți uita niciodată? Cred că Hollywood. Am, când am fost la Hollywood a fost seară, a fost vineri seară sau sâmbătă seară și cred că am văzut uh, cele multe vedete <laughs> în, în toată viața mea în acea seară. Cu cine te-ai întâlnit? Cred că am văzut-o pe Claude Moretz, dacă nu mă înșel, uh, uh, Johnny Depp, în acea seară era chiar în fața, nu știu, am uitat cum se cheamă teatrul acela în care în se... Fața unui teatru, da. Da, da cu Oscarurile. Da. Și nu mai se minte. Plus stelele, faimoasele stele de la Hollywood, care -am, nu am plecat de acolo până nu le-am făcut poze la toate și le-am trimis mamei mele, care a fost super încântată. Obiectivul tău, Jocurile Olimpice de la, de la Tokyo 2020, a fost atins, nu? obiectivul meu pentru Tokyo 2020 încă să stăm în picioare, mai, mai e până ne atingem obiectivul. Obiectivul nostru suprem este medalia de aur. Sincer, noi ne antrenăm cu gândul la medalia de aur. Am făcut primul pas însă spre, spre obiectivului, care pasul este calificarea, desigur, la aceste jocuri. Uh, a fost un pas făcut cu lejeritate și sper că lejeritatea de care am dat dovadă în realizarea acestui barem să inspire încredere și celor, celorlalți sportivi români care își doresc calificarea. Uh, zic că a fost uh, lejer pentru mine pentru că deja de anul acesta am coborât de trei ori sub baremul de participare, dar a, abia a treia oară m-am încadrat în specificațiile fina și am notat într-un bazin omologat și abia atunci s-a pus baremul respectiv și mi-am luat biletul. De, dus întors sau? Uh, dus întors, cu siguranță, dus întors, sper că nu mă lasă acolo nimeni. Nu <laughs> știu, care e momentul ăla în care ți-ai dat seama că poți face performanța asta? Uh, cred că, cred că mi-am dat seama gradual, pentru că am început la, la 9 ani, uh, inițiere, am progresat destul de rapid, în vreo 3 sau 4 luni de zile, uh, la inițiere, uh, antrenorul primul meu antrenor de performanță, m am văzut în bazin la inițiere și a plăcut cum în nou și mi-a oferit șansa să mă antrenez alături de echipa lui de pitici de performanță. Am acceptat uh, și de la coada grupului am ajuns ușor-ușor în, în fața grupului. Mi-a plăcut foarte mult că eram o echipă destul de mare, eu eram bătăios și ambițios, îmi plăcea competiția chiar și în concursuri, dar și în antrenamente și cred că ușor, ușor am devenit din ce în ce mai bun și mi-a crescut această certitudine că uh, sunt suficient de bun încât să investesc cât mai mult atenție și seriozitate în această activitate. Și ce pentru cei care vor să scalce pe urmă, care ar fi mesajul? Uh, cât mai mult în bazin? Uh, nu, cred că cred că e vorba adică de a, -a, uh, a ști a cu adevărat ceea ce îți dorești În primul rând trebuie să, să ți facă plăcere nu, nu poți să faci ceva dacă nu e, există pasiune în spate și o dorință Pentru că este foarte mult de muncă, sunt foarte multe sacrificii Chiar trebuie să renunți la extrem de multe lucruri față de, nu știu, prietenii din aceeași generație Și dacă nu ești 100% convins că asta este ceea ce îți dorești să faci Indiferent de cât de departe vei ajunge Uh, atunci nu merită efortul investit. Păi și atunci la câte ieșire ai renunțat? Cum? La câte ieșire ai renunțat? Uh, chiar nu pot să le mai țin numărul la câte are renunțat Pentru că care, nu mai pe mine care, nu mă interesează. La să ai și îți rău după? Uh, <laughs> uite, vă spun, vă spun așa, ca, tot ca o glumă, că nu-mi pare neapărat rău că, că renunți la... Uh, anumite, nu știu, festivaluri de muzică ca acum e trendul acesta cu festivaluri de muzică și sunt foarte mare fan muzică, muzică electronică Spre exemplu, uh, acum vara aceasta voi participa la campionatul mondial în, uh, în Guangzhou uh, e o treabă foarte serioasă și nu pot să zic că îmi pare rău că mă duc acolo, dar în același timp se desfășoară Electric Castle la Cluj și vine un artist uh, de care îmi place enorm, enorm de mult, Jaws <laughs> și îl voi rata, dar... Uh, nu pot să zic că regret că nu-l văd acolo. Până la urmă, este într-un fel plata pe care fiecare om ar trebui să o plătească, să ofere la un moment dat. Ai pomenit ceva mai devreme despre mama ta? Bănuiesc că ai o relație specială cu părinții tăi. Greșesc? Desigur, nu, bineînțeles. Nu. Și aș vrea acum, ținând cont de experiența familiei tale, să le spui celor care ne urmăresc și au acasă copii. Ai zis că la 9 ani ai început să, prima dată să noți. Ce recomandări ai pentru ei? Uh, dincolo de recomandarea precedentă, să zic la, la un nivel mai înalt de performanță, uh, către părinți cred că merge răbdarea, și uh, în, în primul și în primul rând răbdarea să nu creadă că peste noapte se va transforma copilul în campion, pentru că cel mai important este să ajungă dincolo de dreapta junioratului și chiar senior, senioratului. Uh, și asta se face doar prin foarte multă perseverență și răbdare, mai ales din partea părinților, dar și sprijin și suport și este foarte important uh, să nu sufoce cu uh, sfaturii antrenorului, să aibă încredere în, în antrenor, pentru că am auzit am foarte mulți prieteni care sunt instructori și nu, nu, nu pot să-și facă treaba din cauza părinților, pentru că ei le spun lor cum cred că e mai bine pentru copil, însă nu au întotdeauna dreptate. Așadar, încredere în antrenor, uh, răbdare și să-i ofere sprijinul uh, emoțional și psihic de care are nevoie să, să rămână în activitate. Robert, n-am văzut pe această listă, pe care ai enumerat-o ceva mai devreme, scris banii. Uh, trebuie să ai bani ca să ai un copil campion? Uh, cred că infrastructurile încep să se îmbunătățească și în România, din punct de vedere al bazinilor. Vorbesc acum, cred că domnișoara. Doamna, îmi cer scuze. <laughs> Camelia Potec face treabă extraordinară din acest punct de vedere. Probabil, la, la început, într-o grupă foarte mare, avea, și copiii mici, Vă spun asta din experiență, că și-am avut nevoie să câștig experiență participând la competiții internaționale și de câteva ori mi-a fost plătit de către părinții mei, dar... <coughs> a fost tot organizat de antrenorul meu și nu a fost o sumă extraordinar de mare de bani, dar pe parcurs ce juniorii, micii înotătorii ajung să fie suficient de buni pot găsi sprijin din partea clubului și apoi dacă ajung și în loturi naționale, din partea federației, loturi Deci olimpice, până la urmă dacă olimpic. ești bun într-un fel nu trebuie să ai și foarte mulți bani pentru a reuși? Nu, nu performanța nu cred că, să, nu cred că să stă doar, doar în bani tu nu, nu a, a, a stat a... din nu punctul meu de a... vedere tu ai modele? Modele am foarte multe, dar este corect spus modele și nu idoli, pentru că cred că fiecare persoană, nu neapărat notător sau sportiv, poate fi un model pentru fiecare. Cred că de la fiecare persoană avem câte ceva de învățat și asta, asta fac și eu chiar și în bazinul de not. Încerc să-mi să extrag cât mai multe lucruri pe care le apreciez la diferi, uh, diverse personalități, fie ele fete sau uh, alții băieți din alte țări și să-mi restructurez acel comportament să mi se potrivească mie, să câștig de pe urma modelelor acestora. Deci, da. Uite, sunt mulți ascultători care, care trimit mesaje. Cristian, felicitări, mult succes la cât mai multe medalii de aur. Felicitări, Robert, scrie și Gigi, mult succes la Tokyo. Vă ascult în fiecare zi, ne spune și Ana, care și ea trimite felicitări. În general, cum reacționezi în fața unor asemenea cuvinte. sunt umil, pentru pe mine mă încălzesc enorm de mult și Cred că în asta găsesc o satisfacție enormă, când știu că reușesc să să încălzesc atât de multe inimi, și ceea ce fac este mai presus de propria mea persoană sau satisfacție. Și Deja o momentul, fac pentru, pentru toată țara. Și în momentul în care lucrurile nu ies așa cum ar trebui. Că... Evident, în viața fiecărui om, indiferent cât de gl multă glorie ar avea, apar și acele momente, -aș, nu le-aș numi deznădejde, ci atunci când apare eșecul Desigur. mai mare sau mai mic. Cum reacționezi? Uh, cred că atunci este cel mai, cel mai important uh, când un sportiv sau, sau eu, de exemplu, mă simt undeva foarte jos într-o stare uh, din cauza unui rezultat, nu știu, nefavorabil sau cine știe ce se poate întâmpla. Uh, mesajele de încurajare și călduroase din partea persoanelor care probabil nu le-am cunoscut niciodată în viața mea și probabil nici măcar nu o să le văd vreodată în viața mea, deși îmi doresc <cute> să le mulțumesc personal, înseamnă foarte, foarte, foarte mult. Te cunosc ei pe tine. Așa este, așa este. De aceea, pentru mine, înseamnă foarte, foarte mult. Ce, unde și cum se destinde Robert uh, Unde se destinde Robert Glință? Cred că în ultima vreme Robert Glință se destinde în fața calculatorului. <laughs> Din când în când, uh, Robert Ai un fan lință. club? Nu am un fan club, dar mă mai joc din când în când în League of Legends în timpul liber. Cu asta mă mai, îmi mai recreez creierul și mi țin oarecum în priză. Și ultima plimbare mai lungă, pe unde ai făcut-o? Ultima plimbare lungă, am făcut-o cu părinții mei acum două săptămâni când au venit în vizită la mine. Eu stau în Ploiești și ei sunt din Pitești și am ieșit împreună într-un parculeț și am stat la iarbă verde și la aer curat. Iar... Uh pe lângă competițiile pe care le vei aborda în perioada imediat următoare. Unde te simți mai confortabil? Aici, uh, peste ocean? Acum vă spun sincer că în urma deciziei pe care am luat-o de a pleca din, din stat, eu vă spun cu mâna pe inimă că am făcut alegerea corectă. Chiar nu regret acest lucru, pentru că în momentul de față am cea mai mare satisfacție că fac ceea ce trebuie să fac și sunt unde trebuie să fiu din punct de vedere al uh, activității profesionale. Deci acum unde stau în Ploiești, unde mă antrenez în Izvorani echipa pe care o am în spate este extraordinară și mă simt extraordinar de bine uh, acum. Și dacă tot nu o să reușești să ajungi la, la concertul pe care ți-l dorești sau mă rog să vezi și să asculti muzica artistului pe care îl întregești, poate reușești să faci invitații la bazin. Poate. Poate ce nu? Da. Dacă acceptă, da. Poate după. Din partea pentru de la 10, îți mulțumim că ai acceptat invitația de astăzi. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Și mult succes pe mai departe. Mulțumesc. Mulțumesc. Și să fie. Doamne, ajută. Robert Glință, astăzi în Clubul Prietenilor de la 10, este cel mai bun înătător al României, cu peste 200 de medalii obținute și mai bine de 80 de recorduri naționale. Mult succes, Robert! Îți ținem pumnii și așteptăm să vii de fiecare dată cu vești bune despre tine aici la Radio România Actualități. Mulțumesc, cu cel mai mare drag!